Ion Ceban vine cu noi acuzații la adresa guvernării. De această dată, primarul susține că se pregătesc atacuri raider asupra regiilor municipale. Mai exact ar fi vizată întreprinderea Apă Canal Chișinău. Se întâmplă după ce responsabilii de la Inspectoratul pentru Protecția Mediului au efectuat verificări și au constatat că apa de la stația de epurare conține prea mult azot. Ca urmare, municipalitatea a fost amendată cu 12 milioane de lei. Ion Ceban declară că nu va achita nimic și va merge în instanță. În replică, Inspectoratul pentru Protecția Mediului susține că, ținând cont de rezultatele primite, a procedat perfect legal. Ion Ceban susține că totul a început în luna august, când responsabilii de la Ministerul Mediului au preluat probe din apele râului Bâc și de la stația de epurare. Atunci, investigațiile au arătat că apa conține salmonelă, iar mai apoi și o cantitate mare de azot. La 3 luni distanță, Inspectoratul pentru Protecția Mediului a informat întreprinderea municipală Apă Canal Chișinău despre prejudiciul de 12 milioane de lei, care trebuie să fie achitat. Deci, tentativă de falimentare a întreprinderii municipale Apă Canal. Toată lumea cunoaște. Întreprinderea Apă Canal și așa se afla într-o situație complicată și se află într-o situație complicată. Din cauza unui contract semnat încă în 2013, recent am transferat întreprinderii pentru a nu avea probleme de funcționare 33 de milioane de lei, repet, pentru ca să funcționeze în regim normal. Mai mult, primarul general susține că lucrările de reconstrucție a stației de epurare din Chișinău nu includ și echipament pentru tratarea azotului, pentru asta fiind nevoie de încă 250 de milioane de euro. Sunt bani pe care nici primăria și nici întreprinderea nu îi au. În raportul de început, calitatea râului Bâc în Amonte de intersecția cu evacuarea stației de epurare nu este corespunzătoare din cauza poluării necontrolate cu debite menajere și industriare la trecerea acestea prin orașul Chișinău. Pentru investigarea circumstanțelor va fi creată o comisie internă, iar după asta municipalitatea va ataca în instanță decizia de amendare cu 12 milioane de lei aplicată de Inspectoratul pentru Protecția Mediului, fiindcă pe tot parcursul discursului Ion Ceban a repetat cuvântul guvernare, l-am întrebat la cine mai exact se referă, primarul a evitat să dea un nume concret. Aici toți deodată. Și responsabilii din cadrul Inspectoratului pentru Protecția Mediului au ieșit într-o conferință pentru a-și spune punctul de vedere. Ion Bulmaga, șeful Inspectoratului, a declarat că instituția a acționat conform legii în contextul în care au fost depistate abateri. La subiect a reacționat și președintele Parlamentului Igor Grosu. Știu că primarul e bogat, are imaginație bogată. Îi recomand să se ocupe mai serios de treburile astea municipiului și atunci tot o să fie bine, să aibă grijă mai puțin să furi din municipiu, mai puțin echirie, nu știu, să fure. Iată, el vine și cere bani permanent. Noi am adoptat de-a trecut o lege prin care am interzis ca să mai facă construcții în spații diverse. În luna septembrie, primarul municipiului Chișinău a dat vina pe autoritățile centrale care interveni artificial la răspândirea mirosului urât în oraș. Edilul ar fi fost avertizat de foști colaboratori de la SIS că cineva ar arunca pastile care răspândesc mirosul neplăcut. Scopul ar fi fost acela de a demonstra că el nu poate face față situației. Ulterior, întrebat dacă va sesiza organele de drept, Ion Ceban le-a sugerat să se autosesizeze și cam atât. Între timp, lucrările de modernizare a stației de epurare din Chișinău, care urmau să fie încheiate în această lună, stagnează și vor mai dura și anul viitor. Pentru mai multe informații și mai multe știri, nu uitați să vă abonați pe canalul nostru de YouTube, TV8. Dacă v-a plăcut ce ați văzut, dați-ne și un like, faceți share. Vă mulțumesc!